Preoților, pasajele consacrate referitoare la actul împărtășirii, cina Domnului, le cunoașteți. În Evanghelii, mai ales Evanghelia după Matei, capitolul 26, apoi în Ioan 6, în Ioan 13, 1 Corinteni, în capitolele 10 și 11, avem texte consacrate. De unde extragem învățături referitoare la cina Domnului. Aș dori în această dimineață să spun câteva lucruri referitoare la actul împărtășirii pe care trebuie să le cunoaștem. Pentru că dintre toate actele, dintre toate lucrările, dintre toate sacramentele, care au fost lăsate bisericii. Actul de vârf este cina Domnului, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și mai întâi vă rog să observați instituirea cinei. Cel care a instituit cina Domnului este Domnul. În noaptea vânzării a instituit actul cinei împreună cu actul spălării picioarelor, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 13. Aceste două acte reprezintă relația omului cu Dumnezeu pe verticală împreună cu relația creștinilor pe orizontală, pe verticală și pe orizontală. Aceste două acte împreună împlinesc acest adevăr al unității în trup. Unitatea trupului cu capul și unitatea mădularelor între ele sunt realizate de aceste două acte. Imperativul cinei. Domnul Iisus Hristos a spus, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte împreună cu mine. Nu este opțional. Orice credincios care a încheiat legământ cu Domnul trebuie să participe la actul împărtășirii. În afară de cazul în care conștiința nu-l lasă. Conștiința unui creștin trebuie să fie sensibilă. Conștiința creștinului poate fi mustrată de păcate repetate, grave, nepărăsite. Dar în același timp, asta nu este o scuză dacă cineva nu s-a împărtășit odată sau de două ori. Înțelegem? Însă problema trebuie rezolvată. Și creștinul trebuie să se împărtășească, este imperativul cine. În al treilea rând, intențiile cinei. Care sunt intențiile acestui act pentru viața noastră? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre pomenirea morții Domnului Iisus Hristos, adică să ne aducem frecvent aminte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, de faptul că a murit pentru păcatele noastre. Care este motivul pentru care trebuie să ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus? Vă spuneam, scump frați și surori, despre actul jertfelor din Vechiul Legământ, dacă vă aduceți aminte. Care era intenția lui Dumnezeu? În primul rând, e adevărat. Nu există iertare fără vărsare de sânge. Păcatul îl ofensează pe Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Acest concept face parte din dreptatea lui Dumnezeu și este un adevăr imuabil, nu poate fi contestat, nu poate fi schimbat. Plata păcatului este moartea. Dar ca să nu ne omoare pe noi, și să rămânem fără nădejde a veșnicii și să nu-și distrugă propriul popor,
datorită păcatului, că Dumnezeu nu trece cu vederea păcatului fără să rezolve problema păcatului. Știți când trece Dumnezeu cu vederea păcatului? Știți când iartă Dumnezeu păcatul? Când problema păcatului e rezolvată, prin vărsare de sânge. Ori până la Domnul Iisus Hristos, omul aducea animalul și el personal trebuia să fie implicat în jertfirea acelui animal. De ce? Ca să vadă imaginea aceea tragică, oribilă, a uciderii unei ființe care n-a comis păcatele omului. Omul le-a comis. Ei, omul trebuia să fie motivat să trăiască o viață diferită, gândindu-se la tragedia pe care el a provocat-o prin păcatele lui. Ei, când Domnul Iisus Hristos e prezentat, imaginea aceasta crucii, cum spunea în Galateni apostolul Pavel, este pictată, este zugrăvită înaintea ochilor noștri prin credință, prin credință. Dragii mei, eu sunt aici și nu mai văd rodul viței, nu mai văd, văd trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, văd sacrificiul de la calvar. De aceea Pavel spunea, n-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. De ce? Pentru că după ce plecăm de la actul acesta, trebuie să gândim diferit. Trebuie să trăim diferit. Actul acesta, jertfa Mântuitorului, după cum mielul din vechime murea, era sacrificat pentru păcatele poporului, Domnul Iisus Hristos a fost sacrificat pentru păcatele noastre. Și când plecăm de aici, trebuie să gândim diferit, să spunem, nu mai pot să trăiesc la fel. Nu mai pot să vorbesc la fel. Nu mai pot să gândesc la fel. Trebuie să aibă un impact care să-mi schimbe viața. Asta este o intenție a cinei? Pomenirea morții Domnului Iisus Hristos, care prezentă prin credință în conștiința mea să-mi mobilizeze voința, să mă mobilizeze să trăiesc o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Apoi, nu e doar pomenire, este vestire, vestim. Dacă ne uităm la momentul în care Domnul Iisus Hristos le-a spus oamenilor că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui, chiar dacă cina a fost instituită în intimitatea cercului ucenicilor, viitorilor apostoli, învățătura despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului a fost dată în sinagogă în fața mulțimilor. Uitați în Ioan, în capitolul 6, Domnul Iisus Hristos vorbește despre pâinea vieții și le reproșează că n-au venit după El pentru ca să-L urmeze, ci pentru că le-a dat pâini să mănânce. Și atunci începe să le vorbească despre pâinea care se pogoară din cer. Și nu este mana din vechime, este El însuși. Și la un moment dat spune, trupul meu este o mâncare și sângele meu este o băutură. Și trebuie să mâncați trupul meu și să beți sângele meu. Și oamenii se potignesc. Unde a dat această învățătură Domnul Iisus Hristos? În versetul 59 din Ioan 6 spune, Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Iată, da, învățătura despre cina Domnului este dată public. Și cina Domnului, una din intențiile, este să vestim moartea Domnului până va veni El, să rămână parte din experiența noastră de credință. Că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și a dat viața, pentru că de fapt noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neam este o nebunie, pentru lume. Deci îl propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru că ăsta este subiectul esențial al evangelizării. Hristos care a murit ca să ne dea mântuire. Și bineînțeles, o altă intenție a cinei este anticiparea.
Că așa după cum aici stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos, în părtășia Lui, așa se va întâmpla în eternitate. Nu voi mai bea din acest rod al viței până nu îl voi bea nou, împreună cu voi, în împărăția mea. Acestea sunt intențiile cinei Domnului. Ingredientele cinei. Ingredientele cinei sunt pâinea și rodul viței. Pâinea semnifică trupul Domnului, rodul viței reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Pâinea trebuie să fie fără aluat. Sărbătorim Paștele fără aluat. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos nu a avut păcat. Și noi ne facem părtași neprihănirii Lui. Pâinea trebuie să fie fără aluat, nedospită. Iar rodul viței trebuie să fie nefermentat. Pentru că așa cum Domnul Iisus Hristos a fost tors și sângele Lui a fost proaspăt vărsat, și în modul acela proaspăt și perpetu a acoperit prețul iertării păcatelor noastre, și sângele a fost curat și nefermentat de acțiunile lumii acesteia. Rodul viței din care ne împărtășim trebuie să fie nefermentat. Știu că mă trimiteți la nunta din Cana Galilei. Dar nu mă duc singur, vă iau cu mine. Hai să mergem împreună la nunta din Cana Galilei. Spune Biblia că după câteva zile s-a consumat vinul, nu? Și când s-a consumat vinul, oamenii băuseră destul de vin, mult vin. Știți că ăștia care beau vin după vreme nu mai simt gustul la vin, domnul. Tot e una și alta. Știu că am întrebat. N-am băut niciodată nicio picătură de alcool, dar... Știu, am avut cunoștințe care au trăit mai mult prin șanțuri. Știți ce s-a întâmplat când le-a dat Domnul Iisus Hristos apa schimbată în vin? Au simțit gustul. I-au simțit gustul. Vinul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos nu i-a îmbătat, i-a trezit, fraților, i-a trezit. Și vine șeful, nașul, nunu, cum vreți să-i spuneți, și spune: ce faci, domnule? Dai vinul cel mai bun la urmă? Vinul cel mai bun se dă la început, când îi simte lumea gustul. Vinul cel mai prost îl dai mai târziu, când nu mai simte nimeni nimic. Tu ai dat cel mai bun vin la sfârșit. Pentru că forma ideală de consum a rodului viței este atunci când este proaspăt, este atunci când este nefermentat. Cine se îmbată și bea vin, nu bea vin de plăcere, de gust. Gustul vine mai târziu, pentru că se îmbolnăvește creierul și creează această dependență. Îl bea ca să se îmbete, să-și uite de necazuri, să... El crede că se distrează o vreme. E interesant. A doua zi nu e distracția bună, când ajunge la urgență cu vânătăi și cu umflături. Și cu... Cina Domnului nu se serbează cu vin, cu rodul viței fermentat, ci cu rodul viței nefermentat. Acestea sunt ingredientele. Acum, noastră veți vorbi și de pahar și de farfurie și toate sunt importante. De exemplu, noi știm că nu e asta biserica, clădirea, dar clădirea este locul unde noi ne adunăm și l-am dedicat Domnului. Și paharul și farfuria și elementele
în care sărbătorim și sărbăm cina Domnului, le respectăm, avem echipe de, și familii care cu mult drag îngrijesc toate ustensilele de la masa Domnului. Și uitați ce frumos arată, ce frumos e prezentată masa Domnului, curat totul, alb, apretat, călcat, spălat, lucios. Dar trebuie să fim atenți până unde împingem aceste lucruri. Pentru că noi nu suntem mistici, numai catolicii caută cupa în care a fost sărbătorită prima cină. Numai evreii caută chivotul pentru ca să aibă în templu. V-am predicat despre chivot. Vă aduceți aminte ce am citit din Ieremia? Nu își vor mai aduce aminte de el, nu vor mai face altul, nu m-a mai interesat. Chivotul va fi în mijlocul lor, Hristos și biserica, că ei poartă mărturia lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți. Sunt un adevăr, trebuie să fie, ca să fie principiu, trebuie să fie respectat oricând, oriunde și cu oricine. Să știți că sunt creștini în Africa sau în alte țări care n-au ustensilele noastre de împărtășire. N-au posibilitatea să se împărtășească ca și noi. Poate că pun roduviței în pahar de hârtie. Știu eu în ce fel de pahar lor pune, de pământ. Aceste argumente nu pot fi împinse în absurd. Ingredientele cinei Domnului, care au valoare la cina Domnului, sunt pâinea și rodul viței. Pâinea reprezintă trupul, rodul viței reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos. Am vorbit despre instituirea cinei Domnului, imperativul cinei, intențiile cinei, al patrulea rând, ingredientele cinei, cinci instrucțiunile cu privire la cina Domnului. Biblia spune că avem nevoie de o pregătire specială atunci când venim să stăm la masa Domnului. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu neapărat preiau adevăruri vechi testamentale să le transfer în nou legământ și o să vă convin că nu fac lucrul ăsta. Dacă cina era în fiecare zi, cum era în biserica primară, de câte ori se adunau, sărbătoreau cina, n-aveau cum să aibă trei zile de pregătire. În al doilea rând, noi nu rezolvăm problema cu trei zile de pregătire, noi trebuie să fim pregătiți în fiecare zi, toată luna, până luăm cina Domnului. Problema nu ți-o rezolvi cu trei zile înainte, ți-o rezolvi în ziua în care ai păcătuit. Că noi în fiecare zi ne rugăm, cercetăm scripturile și ne pocăim. Că dacă nu o facem, uităm. Dar, pentru că e o dată pe lună, putem să deosebim masa aceasta de toate celelalte mese, punând un timp de pregătire deoparte. Că până și soții și soțiile au libertatea aceasta, ca în bună înțelegere, să pună deoparte un timp pentru a se apropia de Dumnezeu, să îndeletnicească cu postul și rugăciunea. Însă atenție, numai în bună înțelegere și doi, nu ca o poruncă, ci ca o înțelegere între ei, dar având în vedere că este o dată pe lună. Eu nu zic să fie trei, să fie două sau să fie nouă. Dar e important un tip de pregătire. Nu pentru că ăsta ne face vrednici, că v-am spus, tot timpul trebuie să fim pregătiți, ci pentru că asta dovedește prețul, importanța pe care o dăm, deosebirea acestei mese de toate celelalte mese. Asta înseamnă pregătire, în al doilea rând, cercetare, fiecare să se cerceteze pe el însuși. V-am spus de multe ori și repet, cercetarea trebuie să ne găsească nevrednici. Niciodată când ne cercetăm nu ne vom găsi vrednici. Dacă odată în viață te-ai trezit că ai venit la masa Domnului și ai făcut o rugăciune de cercetare și ai spus, arăt bine, sunt vrednic. Atunci te rog să nu te împărtășești. În ziua aia, să nu cumva să îndrăznești să te împărtășești. Pentru că îl insulți pe Domnul Iisus Hristos. Și nu spui adevărul. Niciodată, dacă vrei să te compari cu mine sau eu cu tine sau alții cu alții,
Totdeauna vom fi vrednici, găsim alții mai răi ca noi. Nenorocirea e că găsim și alții mai buni ca noi. Ascultați, fraților, noi ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos. Și în fața lui Hristos, cei mai mari proroci au căzut cu fața la pământ și s-au smerit. Este o dovadă de smerenie să venim înaintea Domnului să spunem, Doamne, mă recunosc că nu sunt vrednic, am nevoie de vrednicia Ta și așa mă voi împărtăși. Cercetarea de la cina Domnului. Niciodată nu mă va găsi vrednic, dar întotdeauna mă va învrednici să mă apropii de trupul și sângele Domnului. Repet, cercetarea la cina Domnului niciodată nu mă va găsi vrednic, dar întotdeauna mă va învrednici să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și acum, în situații de criză spirituală, pentru că nu toate crizele spirituale se pot rezolva cu Doamne iartă-mă de tot ce voi fi greșit. Este rugăciuni de mărturisire generice. Că spunea și psalmistul, Doamne iartă-mă până și de greșelile pe care nu le știu. Sunt greșeli pe care le știi și le poți rezolva. E un cuvânt negândit, e o stare sufletească, nepotrivită. Astea nici măcar nu trebuie să te duci să le mărturisești la oameni, le mărturisești Domnului. Să facem o deosebire între păcatele care trebuie mărturisite Domnului și păcatele care trebuie mărturisite oamenilor. Care sunt păcatele care trebuie mărturisite oamenilor? Oamenilor de încredere, oamenilor cu experiență, oamenilor tari în credință. Trebuie mărturisite acele lucruri de care nu ne putem lăsa, care creează o criză spirituală permanentă, care creează dependențe, legături și nu ne putem elibera singuri. Este o joacă copilărească să ne apucăm acum și să spunem, na, fraților, care v-ați supărat pe copii săptămâna trecută? Ha? Dar spuneți adevărul. Câte i-ați dat la dos? Două sau patru? Și dacă chiar n-ați vrut să ajungeți până acolo, câți decibeli, cât ați strigat pe el sau pe el? Și soțul și soția, câte neînțelegeri ați avut săptămâna? Astea sunt jocuri copilărești. Astea fac parte din viață. Ne mai ispitim, ne mai supărăm, ne mai amărâm, dar astea nu sunt păcate grosolane, grave, lucruri care creează dependențe spirituale. Ne cerem iertare și unul la altul și unii la alții, ne cerem iertare Domnului, ne mărturisim Domnului, dar nu facem o joacă de copii aici. Acele lucruri care ne pot stopa, ne pot opri de la împărtășire, sunt păcatele repetate și nepărăsite, lucrurile, întăriturile celui rău, care au prins rădăcină în viața noastră. Acestea sunt instrucțiunile cu privire la cină. În al șaselea rând, improvizațiile cinei. Vedeți, cu privire la aspectele practice legate de cina Domnului, sunt unele lucruri care trebuie luate mot-a-mot din Scriptură și altele care nu pot fi luate mot-a-mot, cuvânt cu cuvânt. De exemplu, la cina cea de taină a fost doar Domnul Iisus Hristos cu cei 12 într-o odaie de sus. De atunci și până astăzi, niciodată biserica nu s-a mai împărțit în grupuri de 12 și odaie de sus n-avem destule pentru toate grupurile de 12. Lucrarea aceasta a fost îndeplinită în părtășia plenară generală a bisericii, că au fost 120 mai târziu, că au fost 500 odată când li s-a arătat Domnul, că au fost mii sau că au fost 2 sau 3. Mai mult decât atât, când ai de împărtășit 1000 de oameni și dacă nu o faci din 1000 de păhărele
nu o faci nici dintr-un pahar. Noi nu mergem împotriva cugetului nimănui, însă să știți că nu există un pahar magic din care se dă cina Domnului. Există un trup supranatural al Domnului Iisus care a vărsat sânge și care s-a frânt de unde dăm cina Domnului. Cina vine din trupul Lui. Acum, atunci de ce avem un pahar acolo pentru care ne rugăm? Pentru că vrem să exprimăm, să creăm imaginea în fața bisericii a pasajului biblic care spune că ne împărtășim dintr-un pahar, paharul reprezentând simbolic trupul Domnului Iisus Hristos din care s-a vărsat și din care a curs sângele. Însă a lua acest lucru și a-l împinge la absurd este un lucru foarte periculos, pentru că noi nu credem în obiecte magice. Noi nu suntem superstițioși. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului are anumite improvizații. Sunt locuri unde se dă din 10 pahare, din 20 de pahare sau din 500 de paharele. Dar asta nu înseamnă că noi nu luăm cina Domnului în mod împreună, în unitate și concomitent. Mai mult, să fim foarte atenți, aici se pot crea niște misticisme și niște rătăciri teribile. Am fost odată într-un loc și, dom'le, din greșeală s-a dus pe jos o fărâmitură, dintr-o bucățică de pâine. A sărit un frate mai dincolo, ca a ars, a luat-o și a mâncat-o. Acum să-l binecuvinteze Domnul Iisus, nu e nicio problemă. Însă ce facem cu fărâmiturile pe care nu le vedem, alea prea mici ca să le vedem? Ce facem cu restul ăla care se lipește pe fundul păhărelului și nu-l poți consuma? Deci trebuie să fim foarte atenți că s-ar putea să ajungem să ne creăm singuri piedici, poticniri și obsesii care n-au nimic de a face, numai împiedică libertatea noastră de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Când ne gândim la prea multe lucruri, în dimineața aceasta știm simplu, ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Când luăm bucățica de pâine pe care o frângem iarăși ca să creiem imaginea frângerii trupului Domnului Iisus Hristos. Poți să dai o singură pâine la o familie de 10, de 20, de 30, dar e greu să faci o singură pâine. Cât de mare trebuie să fie ca să hrănești câteva sute și în anumite situații mii de oameni care se împărtășesc. Știți că și mulțimile pe care le-a hrănit Domnul Iisus Hristos, le-a hrănit din 5 pâini și 2 pești. Să fim atenți la aceste prejudecăți, că Biblia spune să nu fim prea neprihăniți, să încercăm să împlinim prea la literă lucrurile. Cina a fost de taină, 12 separați, astăzi e publică, e un act public. Vreau să mai spun încă un lucru. Asta nu este o improvizație a cinei, pentru că suntem oameni imperfecți, trăim într-o lume imperfectă, n-avem cum să creăm condiții perfecte. Și fraza asta, mă rog din toată inima să o înțelegeți în adevărul ei. Suntem în noul legământ, nu suntem în vechiul legământ. În afară de păcat, în afară de păcat, nu există nimic care să producă o stare de necurăție în viața vreunui credincios. Și a spus Domnul, acum toți sunteți curați din pricina cuvântului. Dacă suntem în nou legământ, că știți că vin liberalii și ne spun să nu fim legaliști, pentru că le spunem să se îmbrace frumos, decent. Însă,
Legalismul pe care îl interzice Pavel este legalismul vechiului legământ. În legile rituale, nu în aspecte de moralitate, de bun simț, de bună conduită și de caritate, în legile rituale. Ce spunea apostolul Pavel în Evrei? Dacă ne-am spălat trupul cu o apă curată, din punct de vedere fizic, că trebuie să-i respectăm pe cei din jurul nostru și să respectăm pe Dumnezeu, că venim într-un loc pe care l-am declarat sfânt și e sfințit de prezența noastră și a Domnului aici. Este tot ceea ce este necesar pentru curăție din punct de vedere fizic. Nu există nicio bază nou-testamentară, nu există nicio bază a Harului prin care să declarăm vreo persoană necurată și prin asta nevrednică de a sta la masa Domnului, decât dacă are păcat în viața ei. Atât. Păcatul ne face necurați și nevrednici. Nimic altceva în har. Pentru că nu există niciun exemplu nou testamental de altfel de restricții în calea împărtășirii decât igiena spirituală, chiar și igiena corporală, fraților. Este un principiu pentru că avem condițiile necesare. Dar dacă ne-am duce undeva în vârful muntelui sau în junglă, la un trip de oameni care n-au cum să se adapteze la condițiile noastre de igienă, nu vă faceți nicio problemă. Cu toate mâinile lor murdare și trupurile lor transpirate de umiditatea, de condițiile, de temperaturile care sunt acolo, sunt curați să ia cina Domnului dacă sunt credincioși și dacă sunt pocăiți. Că și ucenicii au mers cu mâinile, zice, de ce nu se spală pe mâini ucenicii tăi? Și atunci la asta se referă, că ceea ce iese din om, faptele noastre, vorbele noastre ne fac necurați și ne spurcă. Nu niște condiții naturale, fiziologice. Și în al șaptelea rând, importanța cinei. Importanța cinei nu poate fi subestimată. Cina este importantă pentru că produce unitatea spirituală a bisericii. Când toți ne împărtășim împreună, Biblia spune că trupul fărâmat și împărțit, că sângele vărsat și împărțit al Domnului Iisus Hristos, prin actul mâncării sau al berii, al băuturii, intră în trupurile noastre și ne leagă unii de alții, devenind trupul Domnului Iisus Hristos. Mă opresc aici și vă rog foarte frumos. Biserica Elim a fost și este o biserică matură, cu adâncime în înțelegerea Scripturilor. Nu am avut absolut niciodată controverse, dezbateri, lucruri slabe cu privire la adevărurile Scripturii. În această biserică, învățăturile pe care noi le-am dat duc și sunt despre neprihănire și stresează și apasă nevoia de sfințenie, de neprihănire, și avem discernământul să știm când un lucru este vital și important, când un lucru ține de cuget și de încredințare și când un lucru iese din spațiul acesta, ajunge în
absurd, în nebiblic, nescriptural și nefondat. În baza acestor învățături, care împreună arată importanța actului cinei Domnului, felul în care trebuie să o celebrăm, haideți în dimineața aceasta să ne cercetăm și așa să mâncăm trupul Domnului și să bem sângele Domnului Iisus Hristos, crezând că prin rugăciunea de binecuvântare, aceste elemente, aceste ingrediente fizice, capătă în ele putere spirituală care le transformă într-o sursă de viață. Pentru că dacă mănâncă cineva trupul meu și bea sângele meu, are viață. Dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Ne ridicăm în picioare, lăudăm pe Domnul cu o strofă dintr-o cântare, rugăm slujitorii bisericii să vină la masa de împărtășire.